Un subiect de discuție pe care vreau să-l abordez de foarte mult timp este dobânda compusă sau compound interest. Probabil ați mai auzit de aceste noțiuni de dobândă compusă și probabil ați auzit asta când vă duceați la bancă să vă deschideți un cont de economii sau un depozit și sumele pe care vi le vehiculau ei nu vi se păreau așa impresionante, adică nu vedeați un rost în a ști mai multe despre dobânda compusă, însă vreau să vă zic că este greșit. Dobânda compusă poate să fie foarte bună, foarte influentă în ideea de a face bani. Așa că astăzi asta vreau să vă prezint. În primul rând, niște noțiuni de bază despre dobânda compusă și cum puteți să o folosiți în avantajul vostru să aveți câștiguri cât mai mari. Dobânda compusă, în termeni cât mai simpli, este dobândă la dobândă. Wow, mind-blowing, nu? Da, este un șir de calcule matematice simple care ia un calcul dobânda pe care o produce într-un an, o adaugă la suma de bază, la care se adaugă anul următor dobândă iarăși, tot așa și tot așa. Adică tu vei avea dobândă la dobândă la dobândă la dobândă și așa mai departe. În continuare, în funcție de câți ani ții tu banii respectivi. Și dobânda compusă nu este neapărat la an, poate să fie și la lună, așa că aveți și lucrul ăsta în vedere. Și haideți să pornim cu un exemplu concret și cel mai des întâlnit, cel de la bancă, cel de la contul de economii. Pentru că și la contul de economii avem dobândă compusă. Cel puțin eu am la contul meu de economii de la ING și vreau să zic că nu fac reclamă la ING în niciun fel, ci doar acolo am eu contul de economii și ăsta e exemplul pe care pot să vi-l dau cel mai palpabil și cel mai mult pe experiența mea. Să zicem că ai o sumă de bani, ai 100.000 de lei și ai dobândă de 1% pe an. Mereu aveți în vedere că dobânda este pe an, nu este pe lună sau pe zi sau așa mai departe. Deși ei poate îți calculează și îți oferă o dobândă lunară, să știți că aceasta se calculează la suma raportată la an, se împarte la 12 și așa mai departe. Și avem suma de 100.000 de lei și avem 1% dobândă, ceea ce înseamnă că noi într-un an vom avea 1.000 de lei dobândă. Și dacă am avea dobândă simplă, este ca și cum am luat acei 1.000 de lei și am scoate. Și punem într-un loc, nu știu, îi punem la saltea și aia e dobânda noastră. Și facem asta în fiecare an și dacă avem pe 5 ani, vom avea 5.000 de lei la finalul celor 5 ani dobândă, pentru că este dobândă simplă, nu s-a făcut nimic la ea, 1.000 de lei pe an, îi luăm din cont, îi punem la saltea și așa mai departe, crește salteaua. Dacă vorbim de dobândă compusă, avem cei 100.000 de lei ca sumă de bază, avem cei 1.000 de lei pe an ca dobândă, dar nu-i scoatem, practic. Îi lăsăm acolo și vom avea 101.000 lei. Și noi la 101.000 lei vom avea noua dobândă anuală în al doilea an de 1.010 lei. Și adăugăm la suma noastră de bază care va deveni 102.010 lei. Și la această sumă iară calculăm cât vine 1%. Și obținem o altă dobândă și tot așa. Ideea din spatele dobânzii compuse, adică compound interest, e că noi luăm dobânda pe care o producem într-un an, o adăugăm la suma de bază, suma de bază a noastră crește, automat anul următor avem dobândă un pic mai mare, după aceea suma de bază iară crește pentru că tot o adăugăm și tot așa și tot așa. Bine, dacă nu vreți să stați să faceți toate aceste calcule în fiecare an pentru că poate vreți să priviți pe 20 de ani, există și o formulă matematică care vă poate ajuta și o aveți pe ecran. Așadar, privim dobânda compusă ca o dobândă care se reinvestește. Și din sumele pe care le-am prezentat anterior, nu vi se pare că nimic wow. Adică nu e că ajungi să ai o valoare atât de mare să te dea pe spate și să zici: bă, ce șmecher e dobânda asta compusă. Că ce, îți mai dau acolo un pic, adică ați văzut, mai luăm 10 lei în plus la suma de 1000 de lei pe an, adică să mai ai 10 lei la 1000 de lei pe an, nu e cine știe ce. Însă asta e ideea, de ce zic eu că băncile nu trebuie să le privești ca pe o investiție. Banca este bună, dar ca o plasă de siguranță. Îți pui banii acolo și știi că dacă se întâmplă ceva, tu ai foarte ușor acces la acei bani. De asemenea, trebuie să aveți în vedere că, așa cum am menționat la început, ai diferite frecvențe la care dobânda se calculează. Și contează acest lucru, pentru că una este să se calculeze dobânda compusă zilnic, una este să se calculeze lunar, de două ori pe an sau anual. Veți observa niște diferențe în suma pe care o obțineți. Acum nu vă gândiți că o să fie diferențe frapante și să fie de două ori mai mare diferența între a-ți calcula zilnic și a-ți calcula o dată pe an. Nu, este o diferență destul de notabilă, dar nu este atât de mare cât să vă dea pe spate. Dar e bine de știut, pentru că în felul ăsta poți să vezi cum să-ți organizezi investițiile în așa fel încât să ai randamentul cel mai mare. Și ca să vă dau niște exemple concrete, aveți pe ecran diferența între a avea dobânda să se calculeze zilnic, a avea dobânda să se calculeze lunar, de două ori pe an și anual. O să vedeți la o sumă cum fluctuează aceasta, care este diferența reală între a avea calculat zilnic și a avea calculat la un an.
Și haideți să luăm un exemplu concret. Haideți să luăm o sumă de 100.000 de lei pe 5 ani și cu o dobândă de 1%. Și în 5 ani va fi în felul următor. La cei 100.000 de lei veți primi 1.000 de lei dobândă anual, pe care îi veți reinvesti în continuu. Și se va adăuga pe exemplu pe care vi l-am prezentat la început și veți obține la final o dobândă de 5.100,01 lei versus dobânda de 5.000 de lei dacă ați fi optat pentru o dobândă simplă. Așa că vedeți că în 5 ani la 1% dobândă aveți o diferență de 101,01 lei și din nou nu este frapant, nu este incredibil, wow, ce chestie mișto am descoperit, gata, mind blowing, viața mea s-a schimbat total de acum încolo. Nu, pentru că vorbim de 1% și 1% nu este mare lucru, 1% e nimic practic. E mai mare inflația, așa că din contră voi tot pierdeți bani în timp. De aia ceea ce urmează este cum profitați de dobânda compusă în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că nu trebuie să ne uităm la sume pe care le ținem în bancă, pentru că noi acolo nu obținem o dobândă compusă. Sau bine, în realitate obținem o dobândă compusă, însă diferența este atât de mică încât e nesemnificativă. Noi trebuie să ne uităm la ideea de investiții. Să luăm bani, să investim și să avem un randament de 7%. 7% care este media S&P-ului în ultimii 20 de ani, 7% care poate să fie obținut din dividende și așa mai departe, sau din alte investiții. Pentru că aveți în vedere că puteți să investiți și în altceva, poate fi și în imobiliare, aveți o chirie, luați banii de chirie, investiți în altceva care să vă producă și așa mai departe. Asta e ideea practic de dobândă compusă. Fie că vorbim de dobândă la bancă care se reinvestește, fie că vorbim de sume de bani pe care îi produceți la un anumit randament pe care îi reinvestiți. Pentru că asta e ideea, obții dobândă la dobândă sau bani la banii pe care ți-i produce investiția ta și așa mai departe. Și haide să plecăm tot de la suma de 100.000 de lei. Și dacă plecăm de la suma de 100.000 de lei și avem un randament de 7% de care am zis că poate fi obținut doar prin investiții în indici bursieri, cum ar fi S&P sau un ETF și așa mai departe, veți obține după 5 ani, pentru că ne raportăm tot la 5 ani, suma de 140.255,17. Și deja parcă începe să arate altfel, nu? Adică cumpărăm 105.101.01, cât obțineam cu 1% randament, dobândă compusă și așa mai departe, cu 140.255,17. Adică avem o diferență de 35.000 de lei în 5 ani, pentru care eu nu am muncit deloc, adică doar am pus banii aia acolo și am lăsat să zacă, să stea, să se odihnească, numai că ei s-au reinvestit practic. Și se reinvestesc pentru că dacă S&P îți oferă 7% anual, pe la anul, într-un an îți oferă 7%, la anul ai suma plus 7% din primul an, la care se adaugă alt 7% și așa mai departe. Adică este dobândă compusă, echivalentul dobânzii compuse. Dar hai să mai luăm un caz. Tot suma de 100.000 de lei, tot 5 ani, tot 7%, dar punem 500 de lei pe lună și îi investim. Adică o contribuție extra. Și ce se întâmplă? În 5 ani, vă zic eu, o să ajungeți la 130.000 de lei investiți de voi, dar o sumă totală de 174.759,61. Și deja este iar altă sumă. Adică avem în total o dobândă de 44.759,61. Adică acei 30.000 v-au mai produs extra vreo 4.500 de dolari, aproximativ. Așa că vedeți că fiecare ban pe care voi îl investiți în ceva cu un randament bun, pe o perioadă de timp, și dacă și contribuiți lunar, suma crește exponențial. Și dacă vă gândiți, până la urmă, 5 ani nici nu e o perioadă atât de mare. Gândiți-vă ce se poate întâmpla în 10 ani sau în 20 de ani, dacă luați o sumă și ok, nu trebuie să începeți cu 100.000 de lei. Puteți să începeți cu 10.000 de lei sau și cu 1.000 de lei, dar scopul e să îi puneți în ceva cu un randament mare și cel mai important e să contribuiți lunar. Cu o sumă, cât puteți până la urmă, contribuiți cu 500 de lei, contribuiți cu 1000 de lei, dar o să vedeți că o să obțineți rezultate extraordinare, rezultate la care nu vă așteptați și rezultate pe care niciodată nu o să le obțineți dacă investiți în bancă. Pentru că banca nu este un loc de investiții, banca este un loc unde vă creați o plasă de siguranță. Așa că ca să ajungeți aici, acum nu vă zic că luați-vă toți banii și investiți în S&P, investiți în ETF-uri și așa mai departe, nu. Aveți plasa voastră de siguranță care trebuie să fie cât vreți voi, fie că este echivalentul a 12 luni de salariu net, fie că este 12 luni echivalentul a cheltuielilor necesare pe care le aveți voi în fiecare lună, fie că este 12 luni de salariu brut până la urmă. Cât sunteți voi confortabili?
Poate fi și 6 luni, 3 luni și așa mai departe. Cât credeți voi că vă oferă siguranța și confortul emoțional și psihic că dacă se întâmplă ceva, sunteți în regulă? Și după ce ați făcut acea plasă de siguranță, restul începe să investiți. Și investiți constant. Vă intră salariu, oricât aveți, luați acolo o bucățică, fie că e vorba de 100 de lei, fie că e vorba de 1000 de lei, luați și investiți constant. Pentru că a investi constant este cheia succesului dacă vreți să obțineți bani în viitor. Așa, ca o sumarizare, ați văzut diferența între dobânda simplă, dobânda compusă la bancă, dobânda compusă investind în ceva care vă oferă un randament de 7% și care reinvestește acel randament, acel profit pe care aveți în fiecare an, adică tot ideea de dobândă compusă, și ce se întâmplă și dacă contribuiți voi lunar cu o sumă de bani. Adică comparăm 5.000 de lei cu 5.101 când vorbim de dobândă simplă și dobândă compusă de 1%, 40.000 de lei 255 când vorbim de dobândă compusă la o sumă, dar un randament de 7%, și 44.000 de lei când vorbim tot de dobândă compusă, dar avem și o contribuție în fiecare lună. Nu foarte mare, era de 500 de lei. Și în felul ăsta puteți să vedeți importanța investițiilor, importanța a investi în ceva care vă oferă un randament bun și importanța de a fi constant și de a trata asta cu seriozitate. Deja consider că aveți toate informațiile necesare ca să vă faceți propriile calcule, pentru că poate vreți să fiți mai conservatori, poate să vreți să luați în calcul un randament de 5% sau de 4%, poate vreți să investiți mai mulți bani în fiecare lună, adică în loc de 500 de lei să puneți 1000 de lei, poate vreți să investiți mai puțin. Fiecare dorește să investească o anumită sumă și fiecare vrea să-și facă o anumită plasă de siguranță, poate încă nu o ai și mai durează un an până ajungi la ea. Așa că deja aveți toate instrumentele necesare ca să vă calculați voi viitorul și viitorul banilor voștri și folosiți-le și spuneți într-un comentariu ce părere aveți. Ce părere aveți despre dobânda compusă, despre compound interest? Că o vedeți importantă? Ați folosit-o, să zic așa, la bancă până acum? Ce rezultate credeți că o să vă dea? Și gândiți-vă voi pe sumele voastre de bani dacă merită sau nu. Sper că v-a plăcut videoul de astăzi și sper că ați înțeles că investițiile sunt singurul mod în care puteți să faceți mai mulți bani. Asta sau să munciți mai mult timp, mai multe joburi, practic să găsiți o altă metodă prin care să produceți bani. Dar investițiile sunt un mod prin care produceți bani pasiv. Nu munciți voi pentru banii respectivi, puneți banii voștri să muncească. Nu uitați să dați un like și un subscribe pentru că mă ajută foarte mult și ne vedem data viitoare. Pa!